Salut, sunt Ralu, bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Rulota cu povești. Astăzi am să vă spun o poveste foarte frumoasă, Secretul Monstrului, scrisă de Otilia Mantelers, a apărut la editura Humanitas Junior în anul 2017 și este ilustrată de Livia Cologi. Este o poveste terapeutică, pornind de la care puteți să discutați cu copiii voștri despre frici, despre emoții și puteți să îi ajutați să își depășească frica de monștri. Haideți să vedem despre ce este vorba în povestea Secretul Monstrului. Seara se lasă pe nesimțite peste oraș. Forfota de pe străzi a contenit. Gălăgia veselă din parcuri s-a stins, iar lumea se grăbește spre casă. Soarele, după ce a scânteiat voios toată ziua, s-a retras tiptil-tiptil la culcare, în vreme ce prin case luminile au început să se aprindă una câte una. Din apartamentul de la etajul 3 al familiei Pisicescu, unde cina e aproape gata, vine un miros învietor de plăcintă cu mere, pregătită după faimoasa rețetă a bunicii Ortansa. Jojo, e gata masa, îi spune mama fiului său, ridicându-se de la calculator. Nu uita să te speli pe mâini, îi aminti tata, scoțind plăcinta aburindă din cuptor. Jojo e un băiat vesel și inteligent, cam de vârsta ta. Merge la școala numărul 12, îi plac trenurile, geografia și cărțile cu ilustrații. Și-a făcut obiceiul ca, în fiecare seară, înainte de culcare, să citească o poveste. Ca să viseze colorat pe urmă, spune el. Cu toate acestea, de câteva seri încoace, Jojo pare că a uitat de poveste. Ba mai mult, refuză cu îndrăgire să meargă la culcare. Nici în seara asta, lucrurile nu stăteau altfel. Nu mă culc, rosti el cu hotărâre, văzând-o pe mama aducându-i pijamalele cu motanul încălțat, unul dintre eroii lui preferați. Jojo, e târziu, spală-te pe dinți și pe urmă citim împreună din Cartea Junglei, încercă tata să-l îndoplece. Nu mă culc, nu mă duc la mine în cameră și gata, stau aici până mâine. De ce, Jojo? Întrebară mama și tata într-un glas, simțind că fiul lor are cu siguranță un motiv întemeiat să fie atât de îndărătnic. În camera mea e un monstru mare și urât care mă pândește, izbucni Jojo. Stă cocotat pe lampă și cum se stinge lumina, cum începe să mă amenințe că o să mă mănânce. Așa că nu mă mai culc. Jojo, nu-i niciun monstru la tine în cameră, pe cuvânt, repetară mama și tata pentru a 10-a oară. Ba nu, uite-l acolo, zise Jojo, arătând spre lampă, unde privirile lui înspăimântate deslușau un dita mai monstru de culoare verzuie, frecându-și fericit labele nemaipomenit de mari. Ha, 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 hohoti Ligioana clănțănind din colți la Jojo. Degeaba, poștiule, oamenii mari nu mă văd, doar copiii, așa că pot să-i bag în sperieți pe cei mici, fără să mă oprească nimeni. Aaaa, țipă Jojo și se repezi în brațe la tata. Cum scena asta începea să se repete seară de seară, văzând că nu-i chip să o scoate la capăt cu Jojo, părinții se hotărâră să-i ceară sfatul doctorului Septimiu Severu Săbanos, ruda lor mai îndepărtată. Și ce anume îl sperie pe Jojo? Ce lua mânute doctorul Săbanos după ce trecu într-un registru vârsta, înălțimea și greutatea pacientului. Un monstru mare. Noi știm că nu există, dar e normal? Se îngrijoră mama. Făcu doctorul gânditor. Să știți că pentru Jojo, monstrul acela chiar există de adevăratelea. Mulți copii, dar și mulți oameni mari, se tem la ceas de seară de asemenea creaturi ciudate. Eu cunosc însă remediul. O să vă prescriu o rețetă și o să vă rog să faceți în tocmai ce vă sfătuiesc. După ce ieșiră din cabinetul doctorului, mama și tatălui Jojo se apucară să citească rețeta și se uitară mirați unul la altul, întrebându-se dacă să o respecte sau nu. Și, pe bună dreptate, rețeta scrisă cu cerneală roz ca ochelarii doctorului Abanos era, cum nu se poate, mai curioasă. Foarte ciudat, zise tatăl gătinând încrezător din cap. Chiar așa, fu de acord mama. Se hotărâ totuși să urmeze, fiindcă, în mod sigur, lui Jojo aveau să-i placă cele prescrise de doctorul Abanos. În aceeași seară, când Jojo le spuse din nou că nu vrea să se culce, tata își drese glasul și îl îndemnă cu toată seriozitatea. Ia arată-ne, Jojo, unde e monstrul acela mare și rău? Chiar mă credeți că e acum aici? Întrebă Jojo mirat. Sigur că da. Tata, exclamă Jojo, lipind se strâng de el, bucuros că îl crede pe cuvânt. Uite-l acolo pe dulap, îl vezi? Și a arătat spre dulap.
Da, chiar că e mare și fioros în cuvință, mama. Și cum spui să facem? Continuă. Să-l rugăm frumos să plece, să-l luăm în brațe și să-l pupăm sau să ne luptăm cu el? Vai, mama, pufni jos în râs. Cum să-l pupăm? Trebuie să ne luptăm cu el, că altfel nu pleacă. Atunci, la luptă, dădu tata semnalul de atac, înhățând pe dată un polonic. Să punem mâna pe arme și să-l băgăm în sperieți. La luptă, izbucni Jojo plin de curaj, apucând un dita mai tub de spray fixativ. Și se repezi asupra monstrului ca doi războinici neînfricați, amenințându-l, bacă-l, bagă la fiert în oala cu ciorbă, bacă-l pulverizează cu spray-ul dacă nu-și atai pășița. Pe loc, li se alătură și mama, plină de vitejie. Monstrule, strigă ea, rotind cu gesturi amenințătoare o mătură, să te ferești din calea mea! Dă-mi o mie, mama, dă-mi o mie, se înflăcără Jojo și apucând voinicește mătura, o aținti spre monstru și se luptară până când Ligiona, încolțită din toate părțile, se dădu bătută și o rupse la fugă. Mamă, tată, ce bine pare că mi-ați sărit în ajutor, spuse Jojo, lăsându-se istovit pe fotoliu. Dacă nu porneați și voi la atac, monstru n-ar fi dat bir cu fugiții. Cum așa? Întrebară părinții. A plecat de tot? Nu de tot. S-a ascuns sub canapea ca să se camufleze. Dar în seara asta nu mai iese de acolo, e clar. E mort de frică. Așa cred și eu în cuvință, tata. L-ai speriat zdravăn și a dat seama că nu se poate măsura cu tine. Mă întreb însă cât are de gând să stea sub canapea. La un moment dat, tot o să-i se facă foame sau sete sau o să vrea la baie și o să iasă din ascunziș. Dacă e așa, spuse Jojo curajos, o să fim pregătiți. Dimineața următoare, la micul dejun, pe când își bea cafeaua, mama exclamă dintr-o dată cuprinsă de mirare. Ia te uită la monstru cum a scos nasul de sub canapea. Vai, mama, a făcut Jojo speriat. Vine după mine? Nici vorbă, zise tata. E frică de tine. S-a dus întins la baie. Cred că are o urgență. Chiar? Chicoti Jojo. Sigur, continuă mama, dar te roagă să nu care cumva să tragi cu urechea sau să te uiți pe gaura cheii. Eu nu fac așa ceva, spuse Jojo, fiindcă sunt bine crescut. Dar de ce se ferește monstrul de mine? Are ceva de ascuns? Are un secret teribil, spuse prin ton cât se poate de serios. Ca toți monștrii, poartă scutec, bancă unul cu gărgărițe, cu buburuze. Vai, hohoti Jojo, prăpădindu-se de râs, monstrul ăsta nu-i chiar așa de înspăimântător la urma urmei. E chiar haios. A doua zi, părinții lui Jojo se duseră la cabinetul doctorului Abanos, după cum le fusese înțelegerea și povestiră totul de-a fi rapor. Doctorul îi ascultă cu zâmbetul pe buze, le dădu câteva cărți despre creșterea copiilor și le spuse. Da, ăsta e secretul pe care îl păzesc toți monștrii cu strășnicie. Sunt ridicoli, poartă scute cu gărgărițe, iar râsul e arma cu care pot fi învinși. În plus, trăiesc cu spaima că, dacă taina asta ar ajunge la urechile celor mici, aceștia nu se vor mai teme niciodată de ei. Dar vedeți voi, continuă el privindu-i cu înțeles pe deasupra ochelarilor roz, copiii nu pot descoperi acest secret de unii singuri, ci doar ajutați de părinții lor. Cât despre Jojo, de atunci nu i-a mai fost frică de monstru, pentru că l-a îmblânzit și a început să îl cunoască mai bine. Ba chiar s-a împrietenit cu el. De aceea, seara la culcare, atunci când monstrului se făcea frică de tot felul de creaturi ciudate, Jojo îl lua cu el în pat, se lupta cu ligioanele înfricoșătoare care speriau prietenul și râdeau mult împreună. Iar înainte de a dormi, Jojo îi citea povestea cu mutanul încălțat, eroului preferat, care e bun, curajos și isteț. Apoi, visau amândoi colorat toată noaptea. Sfârșit! Aceasta este frumoasa poveste, secretul monstrului, așa cum am zis și mai devreme, pornind de la această poveste, discutați despre emoții și încercați să aflați care sunt monștrii cu care se confruntă copiii voștri. Totodată, după activitate, vă propun să desenați cu copiii un monstru din imaginație sau să faceți un monstru pornind de la un zar pe care să-l rostogoliți și să vă stabiliți niște reguli simple.
să desenați ochi, nas, dinți, urechi, mâini, păr, picioare, gură și dinți și dacă dați cuzarul, stabilim că vom desena ochi. Dăm cuzarul, vedem cât iese cifra pe zar și avem doi. Mostul nostru va avea doi ochi. Pentru nas sau dinți, dăm cuzarul, am dat cifra 6 și am desenat, puteam să desenez nas sau dinți, am desenat 6 dinți și așa mai departe. Vă las aici desenul și modelul cu care puteți să inițiați acest joc cu copiii voștri. Vă doresc succes! Dacă v-a plăcut ceea ce ați aflat astăzi pe canalul meu de YouTube, nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă nu sunteți abonați. Vă mulțumesc pentru vizionare, cât de curând am să revin cu o nouă poveste.